Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Vă invit să ne ridicăm în picioare înaintea Domnului și înaintea Cuvântului și aș vrea să citim din Exodul din capitolul 28, versetul 36 în jos. Să faci și o tablă de aur curat și să sapi pe ea cum se sapă pe o pecete, sfințenie Domnului. Să o legi cu o sfoară albastră de mitră în partea dinainte a mitrei. Ea să fie pe fruntea lui Aron și Aron va purta fără de legile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte. Ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului pentru ca ei să fie plăcuți înaintea lui. Amin. Amen. Vă rog frumos să reluați locurile. Este ultima seară pentru noi în mijlocul dumneavoastră și ne bucurăm pentru că Domnul până aici a fost cu noi și ne-a dat har. Tot ce a fost frumos și bun a fost de la Domnul și îl rugăm pe El ca să înmulțească sămânța bună în inimile noastre. Ce a fost rău a fost de la noi și ne rugăm Domnului să ne ierte. Și vouă la fel. Domnul să vă binecuvinteze. Vorbeam, fraților și surori, duminică dimineața despre această temă care este amplă, toată Biblia este plină de dorința aceasta lui Dumnezeu și de caracterul lui și anume portretul unui sfânt. Portretul unui sfânt. Și aminteam din Exod, din capitolul 3, despre Moise, că el a avut trei etape în viața lui. Duminică dimineața am vorbit despre golirea de sine sau despre renunțare, seara am vorbit de umplerea cu sfințenia lui Dumnezeu și a rămas pentru seara aceasta tema umblării, umblarea în sfințenie. Implicit această umblare implică și călăuzire, noi trebuie să fim călăuziți ca să putem să umblăm. Dar, priviți ce spune Biblia aici, în Exodul, în capitolul 28. Poate că n-ar fi rău dacă aș aminti, în capitolul golirei de sine, Moise a spus nu statutului social, plăcerilor, bogățiilor, instruirii și planului firesc. Deci el a spus niște nu hotărâți, niște cuvinte de nu, și până la urmă Dumnezeu a venit și l-a umplut pe Moise cu sfințenia lui prin apropierea lui Moise de Domnul. Deci Moise s-a apropiat prin revelația de sine a lui Dumnezeu și nu am epuizat ce înseamnă eu sunt cel ce sunt și nu o să epuizeze niciun om această frază a lui Dumnezeu. El este cel de nepătruns și pe lângă aceasta, deci pe lângă apropierea lui Moise de Dumnezeu, pe lângă revelarea de sine a lui Dumnezeu, a urmat transformarea lui Moise. Transformare la nivelul privirii, la nivelul auzului, la nivelul inimii. Și până la urmă Dumnezeu a trebuit să transforme și familia. Dar rămânem încă în ideea aceasta a transformării inimii. Haideți să ne uităm puțin în textul nostru, să vedeți ce pretenții are Domnul de la un mare preot, aceleași pretenții de la Moise, aceleași pretenții de la noi. Știți de ce? Biblia vorbește și cuvântul Domnului nu doar într-un loc, sunt câteva locuri în Noul Testament în care Dumnezeu se uită la noi și ne spune un neam de preoți. Uitați-vă 1 Petru capitolul 2, versetul 5. Și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească și o preoție sfântă. La fel, uitați-vă în Apocalipsa, în capitolul 1, Domnul vorbește iarăși în aceeași idee că a făcut din noi un neam de preoți. Asta a zis-o și o zice Dumnezeu. Și atunci ceea ce a cerut Dumnezeu de la Moise și de la Aron, cere și de la noi. Și haideți să ne uităm puțin la această umblare în sfințenia lui Dumnezeu.
și să mergem tot așa pe trei laturi. 1. Domeniile sfințirii, și asta răspunde la întrebarea unde. Unde trebuie să fie exercitată sfințenia lui Dumnezeu, deci domeniile sfințirii, Dumnezeu vine și atinge câteva domenii din viața noastră. Apoi, 2. Caracterul sfințirii, și asta răspunde la întrebarea cum este sfințirea, cum este sfințenia împărtășită a lui Dumnezeu, cum se manifestă, și apoi 3, ceva practic, căi sau drumuri spre sfințire sau metode spre sfințire, cum pot deveni sfânt. Și ne uităm în textul pe care l-am citit. Este un text foarte profund și uitați-vă la domeniile sfințirii. Unde Dumnezeu cere sau solicită sau pretinde de la noi să fim sfinți. Fraților și surori, uitați-vă ce spune versetul 38, prima parte. Tabla aceea pe care scrie Sfințenie Domnului trebuie să fie pusă pe fruntea lui Aron. Și asta știți ce înseamnă? Dumnezeu cere de la noi sfințenie aici, în gândirea noastră. Noi trebuie să avem gânduri sfinte. Din cauza că oamenii au gânduri murdare, din cauza aceasta Dumnezeu nu poate să-i sfințească. Și Dumnezeu vine și spune sfințenie în gândire. Asta trebuie neapărat să existe la noi, în viețile noastre. Uitați-vă în Apocalipsa, capitolul 22. Aici, în Apocalipsa 22, cu versetul 4, dacă nu greșesc, vorbește Domnul, da, vorbește, uitați-vă, 22, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Aici e vorba de tine, de mine. Exact cum pe fruntea marelui preot trebuia să fie scris o placă de aur pe care să scrie Sfințenie Domnului. Aici în Apocalipsa 22:4, numele lui Dumnezeu trebuie să fie scris pe frunțile celor răscumpărați. Pe fruntea ta, pe fruntea mea. Și atunci, dacă Biblia spune, și nu odată, de mai multe ori, spune numele lui este sfânt. Amen. Înseamnă că numele sfânt, dacă e scris pe fruntea mea, eu trebuie să am sfințenie în gândire. Sfințenie în gândire. Deci, vedeți, de multe ori când ne vin gânduri murdare și am observat un lucru, să știți, un lucru ciudat, am observat în special în rândul tinerilor și a celor începători în credință că erau năpădiți, erau asaltați de tot felul de gânduri și le veneau gânduri. De la gânduri simple, de îndoială cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, până la gânduri de necredință în existența lui Dumnezeu și până la nivelul acela în care se audă în mintea lor blesteme și înjurături pe care nu ei le fabricau, le veneau din exterior. Ei, dușmanul sufletului lor venea și le șoptea în auzul urechilor lor, în mintea lor. Dacă tu l-ai blestemat pe Dumnezeu, l-ai hulit pe Duhul Sfânt, ești lepădat, Hristos trebuie să moară pentru tine a doua oară și ești pierdut. Și trebuia să luăm și să luptăm cu acest fel de gândire, știți de ce? Pentru că vrăjmașul sufletelor noastre, din cauza că este un înger, a fost și este încă un înger, chiar dacă e un înger căzut, el lucrează la nivelul gândirii noastre și plantează gânduri. Nu ne cunoaște gândurile, să știți, el nu ne cunoaște gândurile. Am stat de multe ori și am analizat, măi, îmi cunoaște diavolul gândul sau nu? Păi Psalmul 139 zice, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Nu zice, diavole, Tu mă cunoști. Nu diavolul îmi cunoaște gândurile, dar el, fiindcă are atâta experiență pe pământ, de atâtea mii de ani, el cunoaște caracterul, cunoaște firea omului, merge în viclenia lui și în perfidia lui și în răutatea lui, încât își picură gândurile lui murdare la nivelul minților celor care sunt slabi în credință. Și atunci ei aud la nivelul gândurilor lor tot felul de îndoieli, tot felul de necredințe, până la blesteme. Dar acestea le vin din exterior. În momentul când ei le acceptă,
În momentul când ei acceptă gândul că tu l-ai blestemat pe Dumnezeu și rostește blestemul cu voce tare, atunci chiar cad în blestem. Dar dacă ei resping atacul diavolului, dacă ei se roagă și spun: Doamne, te rog, sfințește-mă, așa cum cântăm noi, spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața. Dacă noi ne rugăm așa, vine Dumnezeu și o să vedem imediat căi spre sfințire și ne spală mintea noastră. Și atunci gândirea noastră poate să devină și să rămână sfântă. Doamne, ajută-ne! O să vedem imediat cum sunt căile acelea spre sfințire. Dar, haideți să mergem mai departe, tot în capitolul domenii ale sfințirii. 2. Dacă la nivel de gând Dumnezeu cere de la noi sfințire, El cere sfințire și la nivel de vorbă. Și de fapt, fraților și surori, amintiți-vă că în Psalmul 133 spune de unde lemnul de preț care coboară de pe cap, pe barbă și apoi pe marginea veșmintelor. Ce înseamnă aceasta? Uleiul lui Dumnezeu, care este un simbol al Duhului Sfânt sau al lucrării Duhului Sfânt, uleiul lui Dumnezeu mai întâi coboară la nivelul minții noastre, ne sfințește Dumnezeu mintea și apoi, cu gândurile sfințite, Dumnezeu vrea să ne sfințească și vorbirea. De pe capul lui, uleiul trebuie să coboare pe barbă. Și atunci și vorbirea noastră trebuie să fie curată. Domnul să ne ajute la aceasta. Pentru că știți cum a zis și cum a scris apostolul Pavel, vorbirea voastră să fie cum? Cu har și dreasă cu sare. Era la noi în Biserica Albinii un tânăr care vorbea cam mult. Vorbea cam mult și vorbea cam nesărat câteodată. Câteodată se lăuda, câteodată vorbea cam ce nu era. Era cam jumătate de adevăr sau o jumătate de minciună, care tot una. Și el nu-și prea dădea seama despre ce face și cum. Și mergem într-o zi la o rugăciune lângă Cluj. Au fost câteva centre de rugăciune, câteva locuri în care Dumnezeu se proslăvea și era o soră bătrână, sora Saveta de la Corpadea, și asta, femeia asta era o femeie a lui Dumnezeu care avea descoperiri deosebite. Merge mai mulți tineri, suntem la ea în casă, pacea Domnului, ne rugăm. Ies lucrări, cât despre tine, despre tine, ies lucrările. La tânărul ăsta nu i-a zis nimic, dar se termină rugăciunea, sora se așează și se uită la el. La tine am avut o vedenie. El s-a uitat foarte interesat. La tine am văzut că Dumnezeu ți-a adus o bomboană. Ăsta așa de tare s-a bucurat, s-a uitat la noi. Dar au zis sora, dar bomboana era de sare, că tu n-ai sare în vorbire. Vedeți? Deci atunci când Dumnezeu vine să-ți dăruiască ceva, îți dă acolo ceea ce trebuie, noi trebuie să fim sfinți în toată purtarea noastră, fraților. Asta cere Dumnezeu de la noi. Și atunci trebuie să fim sfinți și în gândire, dar și în vorbire. Domnul să ne ajute! Vorbeau frații din zona Târgu Lăpuș. Mai trăiește încă o soră, sora Parasca, ea are 85 de ani, dacă nu greșesc. Și ce s-a întâmplat în tinerețea ei? Era un frate cu numele de Luca, fratele Luca, un bătrân, un om al lui Dumnezeu. Era prezbiter, era un om deosebit, ba avea și descoperiri omul ăsta. Dar pe Dumnezeu l-a supărat la omul acesta, știți ce? Da al vostru să fie da, nu al vostru să fie nu, ce trece peste vine de la cel rău. Știți ce s-a întâmplat? Și de aceea spun lucrul acesta, nu ca să judecăm, ci ca să ajutăm pe cei care sunt puși de Dumnezeu să conducă biserica, fraților. Bătrânelul ăsta conducea biserica și a trebuit să excludă din biserică pe o soră și a exclus-o. Problema n-a fost asta. Excluderea ei din biserică a fost foarte drastică și i-a zis, nu mai intri în biserică atâtea luni, dacă nu greșești 6 luni de zile. Tu nu mai intri, nu, stai pe ultima bancă, nu, nici pe ultima bancă, afară. Și atunci legea era lege. Și a zis, ia bine frate, mă supun. Și s-a supus. Dar a venit sora într-o zi și zice, frate, zice, uite, în familie avem un eveniment, avem o nuntă. Te rog frumos, acceptă să vin măcar la nuntă, că e în familia mea. Acceptă, te rog frumos, că după aceea o să stau afară până mi-spășesc pedeapsa, dar acceptă. Și fratele a zis, bine,
Domnului nu i-a plăcut asta. Pentru că da, al vostru trebuie să fie da și nu al vostru nu. De ce s-a pripit? Că el s-a pripit. Unde scrie în Biblie să-l scoți pe om afară din biserică, să nu-l lași să vină? S-a grăbit. Domnului nu i-a plăcut graba lui și nu i-a plăcut că el a fost prins într-o cursă. Și atunci se ridică prorocul și zice, fiindcă nu ți-ai păstrat cuvântul înaintea mea, așa vorbește Domnul. Iată, te voi îngădui pe ghearele fiare din pădure. Și zice, vei ajunge în salonul cu numărul cu tare. Eu zic salonul. Și te va îngriji un doctor cu barbă roșie. Și te va auzi de tine Bucureștiu. Păi când a auzit ăsta lucrarea, zice, soră, deoparte, și pe tine te exclud. Ce prorocie e asta cu barba roșie? Și-a pus-o deoparte. Dar a venit vremea, că n-au fost multe zile, și omul nostru a ieșit în pădure și știți cum umblau atunci pocăiții? Când un om se pocăia, știa tot satul că omul ăla e pocăit. Știți de ce? Se schimba inclusiv în ținută, inclusiv în ținută. Astăzi cam semănăm cu lumea, nu mai știi dacă îi sau nu-i pocăit. Dar atunci, inclusiv în ținută, omul ăsta o știu din momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu, că el e ambasadorul lui Dumnezeu pe pământ. S-a îmbrăcat și mergea cu costum inclusiv la sapă. Da? Mergea, uite, așa în ținută, cu cămașa albă călcată, că el era popa pocăiților, așa îl știau. Și-a ieșit în pădure cu pălărie pe cap, cu sacou, cu cămașa albă, s-a adunat ciuperci. O uita de lucrare, dar nu m-au auzit prin tufișuri. Mor, mor, mor și a venit ursul la el. Când a venit ursul și-a adus aminte de lucrare, dar era prea târziu. Și ursul a început să-l zgârie și el s-a întors cu burta pe pământ și a început pe spate și a tras, cum scrie în Biblie, braz de adânci pe spinarea lui. Și ăsta s-a prefăcut că e mort și a stat acolo și până la urmă ursul s-a îndepărtat. Și el s-a ridicat și fugi. A venit iară ursul, a mai avut o repriză. A doua oară s-a prefăcut că e mort, a stat acolo, a fugit. Băi, și-a adus aminte că el e popa pocăiților și și-a lăsat pălăria între ciuperci. Și s-a întors înapoi după pălărie. El știa că oamenii se uită la el. Ajunge la marginea satului. La marginea satului o familie de pocăiți. Cade în comă, da? Acolo la poarta lor și strigă să o împlini lucrarea. Și s-a trezit în salonul cu numărul 6, 7, nu mai știu numărul, nu-l știu. Deasupra lui era aplicat un doctor cu barbă roșie, zice, Doamne, ce ai pățit că am sunat la București? Să le spun că am un... Vedeți? S-a împlinit exact lucrarea. Dar vedeți de ce? Pentru că Dumnezeu cere de la noi sfințenie și de aici. Domnul să ne ajute. Pentru că e ceva practic pentru noi. Te duci și iei un job, nu? Vrei să-l faci. Și ai dat un preț. Și vezi că altul zice, băi, dar de ce ai dat prețul ăla, mă? Că puteai să mărești prețul. Și imediat le schimbi. Nu le schimba, că îți dă Dumnezeu din altă parte. Fii om de cuvânt. Fii om de onoare. Dacă i-ai spus cuiva că-l ajuți, fii om de cuvânt, că Dumnezeu cere sfințenie în vorbire. Mai mult decât atât, nu vorbiți, fraților și surori, vorbe cu două înțelesuri. Astea sunt urâte lui Dumnezeu. Să mergem și să vorbim așa, ca omul să înțeleagă cam ce-am vrea noi. Astea nu sunt plăcute lui Dumnezeu. O jumătate de adevăr e o minciună întreagă. Dumnezeu nu iubește așa ceva. Vedeți, Dumnezeu cere de la noi sfințenie în vorbire, în cuvinte. Uitați-vă versetul 36. Să faci o tablă de aur curat și să sape pe ea cum se sape pe o pecete. Și oamenii citeau pe fruntea marelui preot. Se uita evreu, zicea, sfințenie Domnului. Întreba copilul, tată, ce scrie acolo? Sfințenie Domnului. Sfințenia era rostită de gura oamenilor din popor. Dar mai mult decât vorbele lui striga trăirea omului lui Dumnezeu. Sfințenia trebuie să fie și în trăire, e al treilea domeniu. Uitați-vă ce spune versetul 41, să-i ungi, să-i închini în slujbă, să-i sfințești și îmi vor sluji ca preoți. Deci asta înseamnă sfințenie în trăire. În trăire trebuie să avem sfințenie. Uitați-vă în 2 Timotei capitolul 2 cu versetul 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită și are o pecete. Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui.
Și cine rostește numele lui Dumnezeu, că ești pocăit și că spui, Doamne, ai milă de noi și că te rogi Tatăl nostru care ești în ceruri și vii aici și cânti cântările lui Dumnezeu și vii și rostești cuvinte din partea lui Dumnezeu. Cine rostește numele lui Dumnezeu să se îndepărteze de fără de lege. Doamne, ajută-ne la aceasta! Asta o așteaptă Dumnezeu de la noi, fraților. Noi trebuie să ne îndepărtăm de fără de lege. Domnul să ne ajute. Domenii ale sfințirii, gândire, vorbire, trăire. Al doilea lucru, caracterul sfințirii. Haideți să vedem cum este sfințirea. Versetul 36. În primul rând, uitați-vă ce spune aici, să faci o tablă de aur curat. De ce n-a zis de argint? De ce n-a zis de aramă? De ce n-a zis de fier? De ce a zis de aur curat? Pentru că aurul este simbolul regelui, a regalității. Ce înseamnă rege? Înseamnă autoritate supremă în stat. Ce înseamnă că atunci când eu am sfințenie în viața mea, asta înseamnă că am autoritate spirituală în viața mea. Asta înseamnă. Dacă eu am sfințenie în gândire și alung gândurile murdare, dacă vin blesteme la nivelul minții, le alung, le calc în picioare numele lui Hristos, cer sângele lui Iisus să-mi spele gândul meu și viața mea, în vorbire mă lupt să fiu curat, în trăire mă lupt să fiu curat, vine vremea în care Dumnezeu îți dă autoritate spirituală. Asta înseamnă, vedeți, caracterul sfințirii. Cum este sfințirea? Este autoritară. Este autoritară. Tabla era de aur curat. Aurul înseamnă regalitate, înseamnă autoritate. Hristos, Domnul, când s-a ridicat din mormânt, a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De ce? El e regele regilor și împăratul împăraților. Și El în biserică, El cere de la fiecare din noi să avem sfințenie, fraților. Știți ce spune Sfântul Apostol Ioan? Zice, avem îndrăzneală la El și știm că dacă îi cerem ceva, ne ascultă. Dar de ce avem îndrăzneală? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și atunci vine și îndrăzneala. Câtă vreme stai lângă Dumnezeu, câtă vreme te sfințești, Dumnezeu îți dă autoritate spirituală. A fost un caz la noi în zona Clujului, un frate care slujea și slujea bine. A fost corupt de niște martori ai lui Jehova să vorbească în altă limbă, în bătaie de joc. Și vă dați seama că lui Dumnezeu nu i-a plăcut lucrul acesta. Și ce s-a întâmplat? Omul ăsta s-a dus cu o căruță de lemne să o ducă undeva la Simeonuc, la fratele Simeonuc acasă și sora Lidia, soția lui Simeonuc, era vas de lucru, era prorociță. Intră omul în curte, v-am adus un car de lemne, sora zice, hai la rugăciune, se pun pe genunchi și ascultați prorocia. Cât despre tine, bărbatule, care ți-ai bătut joc de lucrarea Duhului Sfânt, zice Domnul. Iată, te voi pedepsi, l-a pedepsit să nu-l pedepsească odată cu lumea. Zice, atâtea vremi, i-a dat vremile, sora Lidia nu mai ține aminte, am întrebat-o, nu mai știu frate, eram de mult. Atâtea vremi, 3 luni, 6 luni, 7 luni, nu știu să vă spun. Eu zic, Domnul, atâtea vremi va fi îngăduit peste tine un duh de nebunie. Și dacă îl voi îngădui, zice, vor veni, robii mei se vor ruga și vei scăpa. Dar ca să te pedepsesc, voi îngădui. Cum a ajuns acasă omul ăsta? O nebunit pur și simplu. Rupea tot, fugea pe dealuri, nu mai stătea acasă cu familia, vedea tot felul de arătări. Era posedat, era mâna de diavolul, cum erau cei din Biblie, din Noul Testament, pe care Domnul i-a întâlnit prin Gadara. Și ce s-a întâmplat? După vremurile acelea pe care Domnul le-a vestit, s-au dus câțiva frați să se roage pentru el, ca Domnul să le libereze. Venise vremea eliberării. Știți ce s-a întâmplat? Demonul rău din el, sau care îl chinuia, nu știu să vă spun, dacă el era cu Duhul Sfânt înăuntru, nu știu dacă era în el Duhul rău, cât îl chinuia, că așa a fost îngăduit de Dumnezeu. Deci demonul ăsta care îl chinuia a simțit că vine fratele Lazar din Borhanci. Lazar din Borhanci era un om al lui Dumnezeu pe care îl folosea Domnul la cote înalte
Și omul ăsta plecase cu un autobuz și s-a apropiat de localitatea unde era bolnavul ăsta cu probleme. Și mergând încolo, Duhul rău simte și zice, tremur și vreau să fug, că vine Lazar. L-au ținut acolo, a venit fratele Lazar, s-a rugat pentru el, striga omul, zice, tot să vă rugați, numai Lazar să nu se roage. De ce, fraților? Acolo era autoritatea lui Dumnezeu. Ce credeți dumneavoastră că auzind lucrurile astea, fratele Lazar n-ar fi căzut într-o mândrie? Bă, cine-s eu? Că uite, mă cunosc demonii. Putea să cadă, dar omul ăsta a fost puternic și a zis către ceilalți fraților, voi nu vă dați seama că diavolul vrea să mă mândresc, hai să ne rugăm că Domnul le eliberează. Și când a poruncit Duhului să iasă, Duhul a ieșit și omul a fost eliberat până la capătul vieții. De ce? Sfințenia este autoritară. Doamne, ajută-ne să fim sfinți! Apoi, al doilea lucru din caracterul sfințirii sau al sfințeniei, spuneam data trecută, da? Sfințirea este un proces, sfințenia este caracterul lui Dumnezeu. Undeva se întretaie în caracterul nostru, în ființa noastră. Al doilea lucru, sfințenia lui Dumnezeu sau sfințirea noastră pe care lucrează Dumnezeu prin Duhul Sfânt și prin Cuvânt și prin sângele lui Hristos trebuie să fie profundă, fraților, că e autoritare, extraordinar, că te bucuri, că Dumnezeu îți dă autoritate în lumea duhurilor, îți dă autoritate în familie, te ascultă copiii. Am întâlnit familii în care a intrat Duhul Sfânt și după ce Duhul Sfânt a intrat, copii care se băteau, mă, și aproape să omoare, să strângeau de gând. A venit Duhul Sfânt acolo și ăștia se îmbrățișau. A intrat Duhul Sfânt acolo, a intrat autoritatea lui Dumnezeu. Se îmbrățișau, se sărutau, erau cei mai buni prieteni. De ce? A intrat sfințenia lui Dumnezeu în familie prin Duhul Sfânt. Dar uitați-vă al doilea lucru. Sfințirea lucrată de Duhul Sfânt în ființele noastre trebuie să fie și profundă. Profundă. Uitați-vă ce spune în versetul 36. Să faci o tablă de aur curat și să sapi pe ea. Nu zice să zugrăvești, să scrii, să fircălești, nu, să sapi. Asta înseamnă că vine cineva cu dalta și sapă. O litera S, vorbim în limba română, nu? Sfințenie Domnului. În ebraică, salti cuinte, da? Zic eu așa, da? Dar trebuie să o sapi, trebuie să fie săpată în caracterul nostru. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sfințenia lui Dumnezeu nu trebuie să fie așa ca norul de dimineață, să vină și să plece. Sfințenia lui Dumnezeu trebuie să fie profundă, să cuprindă trup, suflet, duh, să ne cuprindă în totalitate și să ardem de sfințenie, fraților. Asta cere Dumnezeu de la noi. Nu să arzi în pofte, unul care arde în pofte, care nu mai poate de pofte, ăla nu-i sfânt niciodată. Dar cine arde de sfințenia lui Dumnezeu, și știți ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, cea mai pură, cea mai curată, care să-ți cuprindă inima, care să se răspândească în tot trupul tău, sufletul tău, duhul tău, și să-L iubești pe Dumnezeu cum nu-L iubește nimeni niciodată. Asta înseamnă sfințire, asta înseamnă că dragostea lui Dumnezeu a început să intre în tine și să sfințească, să miresmeze, să aducă parfumul cerului în viața ta. Asta înseamnă sfințenie. Începe Dumnezeu să-ți dea frumusețe, frumusețe. Știți ce frumusețe are un om care atunci când e bolnav rostește următoarele cuvinte pe care le-a spus odată un om. Era un sfânt al lui Dumnezeu, așa îl numesc eu. Omul acesta i-a învățat pe oameni din Scriptură, s-a rugat pentru mulți, mulți au fost vindecați prin rugăciunile lui și a venit ziua încercării, ca și la Iov. Omul ăsta s-a umplut de bube, era plin de bube. S-au dus frații din biserică la el să-l viziteze, a fost în urmă cu câteva sute de ani. S-au dus frații din biserică să-l viziteze și au zis, omule dragă, ce s-a întâmplat? El foarte calm, foarte liniștit. Uitați-vă diamantele și mărgăritarele cu care m-a cinstit iubitul sufletului meu. Poți să faci așa ceva, poți să zici, asta-i sfințenie, asta-i frumusețe, măi. Să-L vezi pe Dumnezeu că ești plin de bube, ești bolnav și să zici, Dumnezeu mi-a dat niște diamante. Poți să zici asta? Nu poți decât prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să vezi planul din spatele vieții tale, să vezi că Dumnezeu vrea să te desăvârșească, Dumnezeu poate vrea să te zmerească,
iubească, vrea să te apropie de El. Și de aceea, vedeți, asta e frumusețe într-adevăr. Dar sfințenia trebuie să fie profundă. Și de multe ori vine Dumnezeu și la cei care vrea să fie sfințirea lor, nu numai de pe buze, să fie și în trăire, îngăduie câte o nuieluță, îngăduie câte o încercare, îngăduie câte o lovitură. Am pățit-o și eu în urmă cu câțiva ani. M-am trezit că mă doare spatele de nu mai știam ce să fac. Mă răsuceam din pat și mă coboram așa în mâini cumva. Și foarte greu și umblam greu. Și mă duc la rugăciune, Doamne, ce s-a întâmplat, Doamne, ce s-a întâmplat? O zis Domnul, zice, am îngăduit peste tine o nuia pentru că te-ai mândrit. Și zice, vreau să te zmeresc. Ai, ce m-am zmerit în perioada aia. Atâta m-am mărturisit și m-am rugat și am zis, Doamne, te rog, ai milă de mine. Până a văzut Dumnezeu că poate să ia nuiaua sau mâna aia care a apăsat peste mine, poate să o retragă. Și mi-a dat din nou putere, din nou viață și m-am bucurat. Și îmi dau seama, fraților și surorilor, că în lucrarea lui Dumnezeu, mândria nu ajută la nimic, la nimic. Smerenia ajută la toate lucrurile. De ce Dumnezeu nu scrie și în roada Duhului nu scrie? Scrie dragoste, bucurie, pace, bunătate, blândețe, înfrânare și așa mai departe. De ce nu scrie smerenie? Știți de ce? În smerenie încolțesc toate roadele bune ale Duhului Sfânt din noi. Toată roada Duhului. Numai în smerenie. Dacă nu există smerenie, n-avem nimic. De aceea, Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să ne smerim. Sfințirea trebuie să fie profundă, sfințirea trebuie să fie în al treilea rând dedicată, dedicată. Uitați-vă versetul 36, să sape ea cum se sapă pe o pecete, sfințenie omului, nu, sfințenie lui Dumnezeu. Frate și soră, toate în lumea asta, toate lucrurile, mai ales în zona capitalistă, toate se fac cu interes. Oamenii lucrează pentru interesul lor, oamenii de multe ori se căsătoresc din interes, oamenii fac multe lucruri din interes. În lucrarea și în slujirea lui Dumnezeu, noi n-avem alt interes, nici măcar răsplătire, nici măcar străzi de aur, nimic, nu ne trebuie nimic. Noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu și atât. Și dacă noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu, viața noastră, cuvintele noastre, gândirea noastră, trupul nostru, sufletul, duhul nostru, le dedicăm marelui împărat. Cântarea noastră este spre lauda Lui, predica noastră este spre lauda Lui, prorocia, dacă ți-o dă Domnul, este spre lauda Lui, totul totului tot este spre lauda celui care merită toată cinstea, slava și onoarea. Lăudat să fie Domnul! Asta înseamnă, frate și soră, să-ți dedici viața Domnului. De aceea spunea un autor puritan, spunea și scria el, vremurile sunt tot mai grele, oamenii aleargă tot mai mult după interesele proprii și de aceea va crește prețul unui pahar de apă rece. Știți de ce? Pentru că una este să te duci și să dai ca să te vadă alții. Era într-o biserică cineva foarte nervos. Era la cor. Păstorul n-a făcut ce-a vrut el. Și a început să vocifereze și să strige. Eu am dat și-a vrut să zică o sumă. Și-a strigat unul, taci mă că-ți pierzi răsplata mă. Că nu trebuie să zici cât ai dat și ce ai făcut. El era nervos. Dacă ai dat-o ca să te afișezi, ai dat degeaba. Dacă ai dat în numele Domnului un pahar de apă, ai pus numele Domnului și ai zis, din dragoste pentru Hristos, îți dăruiesc acest pahar de apă rece, acela nu-și va pierde răsplata. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Știți de ce? Vă spun o icoană de vorbire. Dacă președintele Americii ar veni la unul dintre dumneavoastră și v-ar dărui un teren, un teren, și presupunem că peste 100 de ani, urmașii dumneavoastră ar vrea să vândă terenul acela. Mai mare preț o să aibă terenul când o să zică, băi, ăsta l-a dăruit cu tare,
Nu, președintele cu tare l-o dăruit străbunicului meu. Și atunci omul vine și zice, măi, ca să mă laud la neamuri sau la prieteni, uite, mai pun în plus atâtea sute sau zeci de mii de dolari că vreau să obțin terenul ăla. De ce? Numele președintelui a fost lipit de teren într-o zi, acolo pe foaia aceea de proprietate scrie numele președintelui Americii. Dar dacă eu iau un pahar de apă și zic, în numele Domnului, îl iubesc pe Hristos, aici e scris numele Domnului, poftim, ăsta nu-și pierde răsplata. Mă duc și dau altceva, în numele Domnului, în numele Domnului, în numele Domnului, asta nu-și pierde răsplata. Știți ce înseamnă asta? O viață dedicată totul, totului, tot lui Dumnezeu. Totul spre slava lui Dumnezeu. A zis Dumnezeu într-o zi unuia din țară, zice, bărbatule, 20 de ani ți-ai cântat ție, auzi? 20 de ani ți-ai cântat ție. Când îmi vei cânta mie? Vedeți? Se poate să vin să-mi cânt mie, bă, uite ce bun sunt, uite ce bine cânt pe chitară, pe pian, pe altceva, și îmi cânt mie. Dar Domnul zice, mie când îmi vei cânta? Dar de ce, Doamne, vorbești așa? Pentru că eu vreau ca Tu să cânți numelui meu, slavei mele. În cer se cântă Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Nu zice Sfânt e Îngerul, nu zice Sfânt e Cel care cântă la harfă. Nu laudă pe nimeni cerul întreg decât pe Domnul Domnilor. Slăvit să fie El și în biserică, în Filadelfia și pe pământ, în bisericile lui Dumnezeu, numele Domnului să fie înălțat și frumusețea lui Dumnezeu să strălucească în bisericile noastre, fraților. Domnul să ne ajute la aceasta. Caracterul sfințirii. Sfințirea trebuie să fie autoritară, profundă, trebuie să fie dedicată. Da, sfințenie Domnului, nu pentru mine, ci pentru El. Și mai mult, sfințirea aceasta trebuie să fie cerească, cerească. Uitați ce spune versetul 37, s-o legi cu o sfoară albastră. Albastră este culoarea cerului. Sfințirea pe care Dumnezeu o lucrează în noi trebuie să fie cerească. Eu mă pot sfinți omenește, pământește. Eu pot să iau niște cărți și să citesc ce înseamnă sfințire. Să pun deoparte niște zile, să-mi iau niște haine mai ponosite, mai slabe, niște zdrențe, să umblu mai nespălat. Așa am întâlnit într-o zi pe un frate în Cluj, parcă era cerșetor, zic, mă, ce-i cu tine? Zice, mă sfințesc pentru Domnul. Mă, nu e asta sfințire, mă. Tu te sfințești pentru Domnul. Poate că te și lauzi, te și îngânfi, că cine ești tu că te sfințești pentru... Nu, asta e sfințirea. Sfințirea adevărată e cea cerească, cerească. Sfoara era albă. Așa cum în cer toți îngerii lui Dumnezeu primesc perfecțiunea lui Dumnezeu reflectată, cum vorbeam și duminică, Dumnezeu e soarele sfințirii noastre. Eu nu pot prin mine, prin puterea mea să fac nimic bun pentru Domnul, nimic bun nu locuiește în firea mea pământească, dar am fost altoit în viață. Hristos a început să pulseze în viața mea seva veșniciei, sângele Lui curge spre mine și de la mine sângele acela merge în fața lui Dumnezeu și strigă iartă-l și pe omul acesta. Și asta în fiecare clipă, în fiecare secundă, eu sunt sfințit de Dumnezeu la gând, la vorbă, la trăire. Asta e sfințirea adevărată, fraților. Și asta care are legătură directă, cer-pământ, cum strigau îngerii. Nu, îngerii strigau pe câmpia Betleemului. Slavă în ceruri și pace pe pământ. Dacă eu mă duc și mă cert și vreau să mă răzbun și am ceva cu cineva și nu suport pe nimeni, asta nu demonstrez că sunt sfințit de Dumnezeu, demonstrez că-s la asfințit. Da? Mi-a pune soarele, problemă. De ce a zis Dumnezeu să n-apună soarele peste mânia voastră? De ce Dumnezeu la bărbați le cere iubiți-vă nevestele? De ce nu le cere la soții, iubiți-vă soții? Pentru că ele sunt create de Dumnezeu să iubească. Ele așa sunt create, Dumnezeu așa le-a creat. Ele iubesc prin natura lor. Dar noi suntem mai logici și mergem, Doamne, asta mi-a făcut-o, asta mi-a zis eu. Doamne, vezi că eu am dreptate. Domnul zice, nu mă interesează, iubește-o. Poți să faci lucrul acesta. Dacă nu poți să-l faci, înseamnă că e problemă la tine cu sfințirea. Tu nu vrei să fii sfânt, tu vrei să fii drept.
Cine vrea să fie drept, Dumnezeu pune altă dreptate, dreptatea legii. Și atunci a interferat cu dreptatea legii și o mare problemă. Spun cercetătorii Vechiului Testament că în legea lui Moise sunt 614, dacă nu greșesc, dacă nu mă șeal în memorie, dar oricum sunt peste 600 de porunci aici. 365 sunt cu nu, să nu faci cu tare și restul, 248, socotiți dumneavoastră cât e 365 cu 248 și vedeți finalul, 600 vreo 11 sau 14. Alea toate sunt cu da, 248. Gândiți-vă, degetul lui Dumnezeu întins deasupra hăului, jos e iadul, aici sunt 614 inele cu nu și cu da. Le zice Domnul, să faci cu tare, să nu faci cu tare și așa mai departe. Și astea sunt din cele 5 cărți ale lui Moise. Păcătosul e la capăt, e deasupra iadului. Zice păcătosul, Doamne, dar eu am greșit numai într-o poruncă. Eu nu i-am dat cinste la tata și la mama. Aia, restul toate sunt perfecte. Să rupi un inel, ai căzut în iad. Vine altul, zice, Doamne, eu am greșit în 100. S-o rupt 100 de inele, ai căzut în iad. Cu ce-s mai diferit eu de altul din lume? Că eu am crescut, nu ca mulți din biserica asta, în familie de pocăiți, am luat un chiștoc de pe jos într-o zi și am încercat să fumez și am văzut că mă nec cu fumul și n-am mai fumat viac, nu-mi trebuie nici acum să aud de fumat. M-au îmbătat odată vecinii cu vin, că mi-au zis că e Coca-Cola. Bun, aia a fost un păcat din neștiință, am fost copil, dar de atunci n-am mai pus vin în gură, n-am mers la femei străine, m-am ferit să mă uit și să vină Domnul într-o zi și să-mi zică, băi, și tu ești vinovat ca ăla care a mers și a făcut 100 de crime, nu? E drept Dumnezeu? 100% că e drept Dumnezeu. Dar eu nu sunt mântuit și nu pot să fiu sfințit prin mine sau prin legea Vechiului Testament. Cel ce mă sfințește este Dumnezeu. Slăvit să fie El. Și sfințenia mea trebuie să fie cerească, fraților. Și ce înseamnă asta? Credeți dumneavoastră că acest cuvânt e un cuvânt ceresc? Biblia este cuvântul ceresc al lui Dumnezeu? E un cuvânt fără greșeală, e un cuvânt cu autoritate, e un cuvânt inspirat 100% de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și atunci vine Dumnezeu și spune, sfințenia ta trebuie să fie cerească. Ce înseamnă asta? Caută în cuvânt și vei vedea ce înseamnă cuvântul ceresc. Și atunci trebuie să iau și să citesc Biblia. O să fie imediat temele, căile spre sfințire. Una este citirea Bibliei, da? Dar haideți să mergem mai departe. În al cincilea rând, pe lângă că sfințirea mea trebuie să fie autoritară, ideaur curat, profundă, săpat pe ea, dedicată, sfințenie Domnului și nu omului, cerească, era legată cu sfoară albastră. Sfințirea mea trebuie să fie vizibilă, fraților, vizibilă. Nu poți să fii sfânt în ascuns. Tu ești sfânt în ascuns. De față cu prietenii te duci la un pahar de bere, că e fără alcool, îl bei și gata. Mergi după aia și te sfințești în odăiță. Asta nu-i sfințire. Sfințirea noastră trebuie să fie vizibilă. Versetul 38. Unde purta marele preot placa de aur? Pe frunte, fraților, ca să-l vadă toți. Și este în Biblie încă o inscripție cu același înțeles, da? Un cercetător biblic spune exact lucrul ăsta, zice, în Biblie există 3 inscripții cu același înțeles. Spune Biblia în cartea Zaharia că va veni o zi, și undeva la finalul cărții Zaharia scrie lucrul acesta, da? Va veni o zi, uitați-vă, Zaharia 14 cu 20, va veni o zi în care va sta scris până și pe zurgălăii cailor. Doamne, nu mai avem cai, dar avem mașini. Și atunci claxonul mașinii tale, ăla trebuie să poarte sfințenie, Domnul, te mai enerva și nu mai apăsa accelerația și frânele în față la nu știu cine. Nu mai apăsa pe volan să claxonezi, să enervezi pe cineva. Într-o zi, vă spun sincer, am fost chiar ispitit un pic așa. Am fost într-o parcare, stăteam cu niște frați și cineva s-a enervat și atât o ținut claxonul și cred că era și tirist omul ăla, cred că o trecut vreo 3 sau 4 minute. Deja îmi puneam mâinile la urechi, nu mai știam cum să fac să nu-l mai aud. Deja era deranjant total. M-am gândit, mă, dacă ăsta o fi vreun pocăit, că nervii lui au crescut până acolo și trebuia cumva să-i coboare acolo mai la nivel. Și-o ținut acolo.
Și vine Domnul și uitați-vă ce spune în Zaharia 14 cu 20, e a doua inscripție cu același înțeles. În ziua aceea și pe zurgălăicailor, pe volanul tău, pe mașina ta, pe oglinda de la mașina ta, pe roțile de la mașina ta. Fratele Simeonuc era dus într-o zi cu unul în misiune și îl a băgat viteză, zice, frate Simeonuc, trebuie să ajungi. Și-o băga viteză, 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 depășea, depășea. A ajuns în fața bisericii. Bătrânul nu se cobora din mașină. Frate Simeonuc, hai că începe biserica. Zice, eu aștept îngerul că vine cu 80 pe oră. Îngerul avea viteza aia legală. Zice, tu ai mers cu 120 sau cu cât ai mers, ai ajuns mai repede, eu mă aștept îngerul că la vine mai încet. Când ajunge îngerul, atunci intru și eu în biserică. Deci gândiți-vă, un pic ar trebui să ne dea de gândit și lucrurile astea. Uitați-vă, sfinți Domnului, spune versetul 20, pe zurgălăi cailor, și oalele din casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. Vedeți, fraților, Domnul așteaptă și cere de la noi. Uitați-vă, versetul 21, orice oală din Ierusalim și Iuda. Deci, până la urmă, și ce ai în depozitul tău de acasă, și ce ai în dormitorul tău, și ce ai în bucătăria ta, și ce ai pe drum, orice, oriunde, oricând, tu trebuie să fii pregătit de răpire. Asta înseamnă să fii sfânt și predat lui Dumnezeu. Trebuie să fie vizibil. Da? Sfințenia, sfințenia lui Dumnezeu trebuie să fie vizibilă. Și uitați-vă în versetul 38, versetul 38, partea a doua. De ce cere Domnul asta de la noi? Pentru ca ei să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Domnul așteaptă ca sfințenia noastră să fie plăcută, plăcută. Fraților, aici deja iarăși e mult de discutat. Vine la noi, cel puțin s-a întâmplat în Albini și mi-a zis cineva, zice, eu am venit la voi și nici n-am mai vrut să mă pocăiesc. Dar de ce? Păi zice, era o femeie acolo la balcon, o soră, o femeie din biserica voastră, avea, zice, o poșetă plină cu baticuri. Și zice, eu zis, vrei să stai aici? Vreau. Ia un batic. Și a zice, am și vrut să ies afară. Fraților, de multe ori noi vrem să-i forțăm pe alții să fie sfinți. Dar omul ăla dacă nu înțelege. Am fost odată într-un oraș mare și în orașul acesta, la o biserică, am participat la stăruința după Duhul Sfânt, era și ținuta exemplară, deosebită. Am fost la altă biserică, un pic era o problemă la ținută. Am întrebat, mă, care e diferența? Zice, și la noi au fost fetele și băieții, ca la ei acolo. Dar a venit Duhul Sfânt și a început Duhul Sfânt să învețe cum să se poarte. Fraților, fiți atenți la asta. Pentru că noi de multe ori pe proprii noștri copii îi forțăm să facă fă asta, fă asta, fă asta, fă asta. Dar oare Dumnezeu mă călăuzește să-i spun lucrul acela? Și pot un suflet, că eu am cercetat în Biblie și am găsit mai multe feluri de cuget. Există cuget luminat de Duhul Sfânt, ăsta e the best, e cel mai bun, dar există cuget bun, ăsta e un pic mai jos, dar există cuget slab, dar există cuget însemnat cu fierul roșu. Și dacă cineva vine cu un cuget slab și eu îl bombardez că trebuie să face asta, 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 asta și el nu mai poate și nu mai știe ce să facă. Și atunci Domnul zice, fii atent, sfințenia ta trebuie să fie și plăcută înaintea mea, zice Domnul. Dar aici trebuie să-i cerem lui Dumnezeu călăuzire. Doamne, dăruiește-ne. Haideți să mergem și la căile spre sfințire și anume, Biblia ne spune despre câteva căi spre sfințire. Am amintit, am anticipat Ioan capitolul 17 cu 17. Sfințește, spune aici, prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Fraților, am întâlnit cazuri. Cazuri de tineri care mergeau la mărturisire și mintea lor era murdară, murdară, impregnată de mizeria lumii acesteia. Știți că Dumnezeu, prin cuvântul acesta, prin Biblie, lucrează ca un agent de curățire la nivelul minții? Citind Biblia, citind Biblia, citind Biblia și nu mă mai alimentez cu altceva, numai Biblie, Biblie, Biblie. Imediat intră Dumnezeu, îmi dezinfectează toată mintea mea impregnată și murdărită de păcat. Mi-o curăță, mi-o face curat, o face ca a unui mieluț al lui Dumnezeu, ca a unui porumbel răscumpărat de Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, ți-am curățat mintea. De ce? Te-am sfințit prin adevăr. Care e adevărul? Cuvântul meu este adevărul, zice Domnul.
Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu mergând pe mașină, nu mai ascultați radio. Puneți, fraților, cuvântul lui Dumnezeu în engleză, în română, în ce vreți dumneavoastră, dar puneți cuvântul lui Dumnezeu. Luați-vă hotărâre, să ne luăm hotărâre că vom citi mai mult din cuvântul lui Dumnezeu decât am citit anul trecut și o să vedem cum progresăm în sfințire, în apropiere de Dumnezeu. Asta o așteaptă Dumnezeu de la noi. A fost fratele Simeonuc și cred că într-o zi el și alții vor fi puși în fața noastră ca niște modele. Omul ăsta n-a studiat niciodată la școală, el mergea cu vitele la păscut și când veneau copiii de la școală, el avea o Biblie, cineva i-a dat o Biblie. Și omul ăsta mergea, vă dați seama, era copil, da? Și întreba pe ceilalți copii, ce ați învățat azi? Litera A, care este? Asta, asta, asta. Și lui atâta de dragă era Biblia că tot o răsfăia toată ziua, a mai găsit un A, încă un A, și a venit litera următoare și litera următoare și litera următoare. În abecedarul pe care eu l-am studiat la școală, prin anii 87-88, în abecedarul ăla, știți cum mergea ordinea literelor? A, M, I, N. Nici nu și-o dat seama comuniștii că ei aveau primul cuvânt, amin. Așa erau. Litera A, după urma M, nu era ABCD. În abecedar era A, după aia învățai litera M, după aia I și N, amin. Și astea le-a învățat Simeonuc. Și l-a învățat și pe altele. Și l-a învățat citind în Biblie. Și spune familia, în 3 ani de zile a făcut ferfeniță o Biblie. Nu mai putea, era toată ruptă, pentru că atât a citit-o el. Și la finalul vieții, omul ăsta încă citea în Biblie. Am mers odată la el acasă și am zis, frate Simeonuc, de câte ori ai citit Biblia? Da, zice, tu mai știi câți pași ai făcut astăzi? Păi nu, că nu i-am numărat. Nici eu n-am numărat de câte ori am citit Biblia. Acolo vrea Dumnezeu să mergem. Și atunci să vezi cum îți sfințește Dumnezeu gândul tău, da? Vorbirea, trăirea. Apoi, al doilea lucru, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, fraților și surori, Duhul Sfânt ne spală viața și ne sfințește viața. El pregătește mireasa pentru întâlnirea cu mirele și pentru marea nuntă pe care Dumnezeu organizează în cinstea Fiului Său și în cinstea miresei. De aceea să urmăm și să urmărim sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne! Dar pe lângă aceasta să spunem, Doamne, te rog frumos, dăruiește-mi roada Duhului. E foarte importantă, să știți, roada Duhului, foarte importantă, foarte importantă. Și de aceea Biblia vorbește la singularul colectiv, nu este vorba de roade, e o roadă, pentru că niciuna nu se poate fără alta. Poți să zici, eu am dragoste, bucurie, pace, dar n-am înfrânare. Asta nu e, frate, e o falsitate, nu e roada Duhului, e altceva. Deci fiecare element din cele 9 din Galateni, capitolul 5, ține de celălalt. Deci căi spre sfințire, prin citirea Scripturii, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, dar uitați-vă ce ne spune chiar și textul nostru din Exod, da? Versetul 4, versetul 21, spălarea cu apă și sânge. Ia-l pe Aron, îi zice Domnul Moise. De ce? Spală-l, măi. Cum să-l spăl? Cu apă și cu sânge. Fraților, sângele lui Iisus ne curățește de orice păcat. Eu cred că cel mai bătrân om care e aici, în mijlocul nostru, dacă s-ar ridica, ar putea să mărturisească, cel mai tânăr la fel, astăzi, fiecare dintre noi am avut nevoie de spălare cu sângele lui Hristos. Secundă cu secundă, minut cu minut, noi avem nevoie de sângele marelui nostru Hristos, a marelui nostru mire, avem nevoie de sângele Lui. Dacă Dumnezeu și-ar retrage puterea sângelui din viața mea, fraților, aș deveni un demon, dar fiindcă El mă iubește, fiindcă El m-a răscumpărat, fiindcă El vrea să fiu într-o zi înălțat împreună cu El la nunta mielului, încă îmi dă har, încă lasă sângele să curgă peste mine, încă mă spală, încă mă iartă, încă mă eliberează. Asta e marea iubire a lui Hristos pentru mine. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul, fraților! Agonia creștinismului este păcatul, dar rezolvarea acestei agonii este sângele de la Calvar. Slăvit să fie Domnul! Și știți cât e de dulce harul lui Dumnezeu? În zona unde doare, într-o biserică,
A venit un om la un moment dat și a zis, eu vreau să mă pocăiesc. Măi, de ce te pocăiești? Am avut un vis. Ce vis ai avut? Și visul era interesant. El avusese niște prieteni care s-au pocăit și el nu era hotărât să se întoarcă la Domnul. Dar într-o noapte un înger îl ia și îl duce într-o cameră undeva, multe sertare, trage un sertar, scoate un dosar. Pe dosar scria numele unui prieten. O pată de sânge pe dosar, filele dosarului albe și apoi mâna Domnului scria acolo ceva. El a înțeles că acele file albe sunt trecutul lui care a fost spălat prin sânge. Pata de sânge era ștampila autoritatea lui Hristos pentru sfințirea acestui om. Alt dosar și vede pată de sânge, file albe și mâna Domnului care scria la fiecare. Scoate îngerul un dosar, o pată mare de sânge pe el, se uită omul, știa numele, i-a fost prieten, îl știa un om corect, a zis de omul ăsta, ce a păcătuit, ce a făcut? Ești curios, ce a făcut omul ăsta? Îngerul l-a întrebat, vrei să știi răspunsul lui Dumnezeu? Da, sunt foarte curios, vreau să știu. A zis Dumnezeu că nu-și mai aduce aminte nimic. Dar știți de ce? Vrea el să nu-și mai amintească. Că dacă în seara aceasta el ar pune aici pe ecran toate păcatele noastre, ar fi vai de noi, dar pentru că el, pentru numele lui, pentru jertfa lui, pentru că a murit în locul meu și în locul tău, el nu mai vrea să-și aducă aminte fraților, el a spălat, el a uitat, el a iertat, mărire lui Dumnezeu. Asta o face Dumnezeu prin sângele lui Hristos. Doamne, îți mulțumim pentru sângele Tău. Amen. Și apoi tot sfințire, da? Prin Scriptură, citirea Bibliei, atingerea Duhului Sfânt, prin sângele lui Hristos și apoi prin rugăciune. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, zice, orice bucată, orice mâncare, poți să o mănânci. De ce? E sfințită prin cuvânt și prin rugăciune. Vedeți? Te rogi și Dumnezeu sfințește. Auzeam în țară, m-am dus și mi-a povestit cineva, zice, pe cutare, nevasta lui care era nepocăită, a vrut să-l otrăvească și i-a pus în mâncare o travă și omul ăsta s-a rugat și a zis, Doamne, sfințește mâncarea și n-o păți nimic. Și a fost momentul când soția lui s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, pentru că conform calculelor ei, el trebuia să moară în atâtea minute și odat, mi se pare, mâncarea la ceva animal și l-a murit, dar soțul ei a rămas pentru că Dumnezeu a curățat mâncarea aceea, a sfințit până și mâncarea. De ce? Omul era sfințit de Dumnezeu. Fraților, Domnul să ne dea înțelepciune. A fost un frate în zona Bistriței, l-au întâlnit niște oameni răi, niște atei, au zis, Domnule, zice, scrie în Biblie că dacă vei bea ceva de moarte, nu te va vătăma. Uite, noi sturnăm o travă, o bei? Zice, n-o beau pentru că mi-ați zis, că Dumnezeu mi-a dat minte să n-o beau. Vedeți? Și aici trebuie să exercităm facultățile ce ne-a dat Dumnezeu, nu ne aruncăm înainte. Sunt aici în munții Apalași, în America, secta mânuitorilor de șerpi. Ăștia să predică și să roagă și strigă cu șerpi în mână. Fraților, nu asta a zis Dumnezeu. A zis, vezi lua în mână șerpi, cum s-o lipină pârca. Pavel nu căuta năpârca prin mărăcini, s-o lipit acolo. Și a venit Dumnezeu și i-a dat biruință. Noi nu căutăm să cădem în ispită. Noi nu mergem să-l căutăm pe diavolul, să-i demonstrăm cât suntem de puternici. Noi ne alipim de Hristos. Pe El îl iubim, El ne sfințește, El ne ajută, slăvit să fie El. Este în Cluj un frate care se roagă pentru demonizați. Și omul ăsta într-o noapte a avut un vis. Erau doi șerpi care urcau pe dealul feleacului. Și el a ieșit în calea lor și a început să-i lovească. Hristos să vă mustre, Hristos să... Și ascultați ce a vorbit unul din șerpi cu voce omenească. Voi sunteți binecuvântați cu numele lui Hristos, cu căpetenia voastră Iisus pe care îl chemați, dar pentru noi orice speranță este pierdută. Asta o vorbesc îngerii din iad, îngerii căzuți. Noi avem un păstor, noi avem un răscumpărător, noi avem un mijlocitor. Te vezi slab și zici, Doamne, dar nu pot, la gândire, am probleme, la vorbire, la trăire, Doamne, spenică ieri, sunt pierdut, Doamne,
Domnul zice, măi, nu zice sunt pierdut. Așa a zis și Isaia, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate. Nu zice așa, copilașilor. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Și acesta avem, e valabil și în 2024. Noi îl avem pe Iisus, fraților. Lumea asta este plină de lupi. Dacă n-ar fi existat păstori, oile erau lichidate. Secretul oilor și a supraviețuirii oilor este ca ele au păstor. Lumea asta e plină de demoni, fraților. Gândiți-vă, într-un demonizat din Gadara intră câteva mii de demoni. Dar în 8 miliarde 200 de milioane de oameni, câți demoni sunt? Pentru că din toată lumea asta puțină-i turma lui Hristos, nu? Hai să zicem, dacă or fi 200 de milioane, nu știu, nu vreau să dau cu banul, că aici numai Dumnezeu știe cât îți mântuiți, să știți. Dar gândiți-vă, în atâția oameni câți demoni sunt, câți demoni urmăresc, secretul nostru este Iisus. El e căpetenia mântuirii noastre. El ne spală cu sângele Său. El ne curățește, El ne eliberează, El ne călăuzește, El mijlocește pentru noi. Lăudat să fie El! Se cuvine în seara aceasta să-i dăm slavă și onoare marelui nostru preot, care stă la dreapta Tatălui și mijlocește, care sângele Lui lasă și acum în adunare, care vrea să-ți spele gândul tău, care vrea să-ți spele vorbirea ta, care vrea să-ți spele trăirea ta, care vrea să te ia de mână și să te ducă până în împărăția Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului! Domnul Iisus este aici! Să ne rugăm ca Domnul să se atingă de cei care n-au fost încă atinși de puterea sângelui, de curățirea sângelui, de cercetarea Duhului Sfânt. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea măcar o lacrimă în ochiul tău, să știi că te-a atins Dumnezeu în seara aceasta, să știi că Duhul Sfânt te ia, că te dorește cu gelozie pentru Dumnezeu, că vrea să te ducă la sânul lui Hristos, la inima Lui, să auzi inima Lui cum bate. Doamne, cercetează-ne! Haideți să intrăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și Doamne, ascultă rugăciunile noastre. Amin.